și domnilor, bun găsit la jurnal! Pentru început să vedem care vor fi principalele subiecte ale zilei. Incendiu azi noapte în localitatea Monariu. O casă cu grea și șopron a fost mistuită de flăcări. Reprezentanta României la Eurovision, Paula Selig, ne va cânta la zilele Bistriței. Cei care doresc să-și doteze locuința cu un sistem de energie alternativ o pot face cu bani de la stat. Incendiu azi noapte în localitatea Monariu. O casă cu grajd și șopron a fost mistuită de flăcări. Totul s-a întâmplat atât de repede încât, până au ajuns pompierii, șarpanta a fost scrum, la fel și grajdul. Am fost sesizați de izbucnirea unui incendiu în localitatea Monariu. Focul a cuprins repede casa, grajdul și un șopron, fiind din lemn. Urmează să se facă cercetări împreună cu pompierii ca să stabili cauza incendiului. Oamenii spun că focul a izbucnit luni noaptea în jurul orei 3. Până s-au desmeticit de somn, focul a cuprins totul. Degeaba au sărit vecinii cu găleți de apă, era prea periculos pentru a se mai apropia. La 2:10 m-am culcat și am adormit și m-am trezit, pop, pop. Ce tună, domnule! Până la 3 o potriș un pic când o era foc. Da? Până la 3 și un pic am ieșit afară. Eu la 2 și 10 pomneau toate cele țigările. 2:10 m-am culcat. E pui că tot de soc, că tu mi ieșeam afară, nu mai știam în ce lături să eu. Că tu era 3 și un pic. 3:20. Eu m-am trezit, am auzit că tună, am ieșit afară și era foc. Dar era foc mare aici, din jos. Auzit zgomot și când am ieșit afară am văzut că oamenii deja erau deranjați și vineau în coșe. Și când am ajuns aici, era prinsă de flăcări toată șarpanta, și la graj, și la mixe gospodărești, tot a fost. În câteva minute au apărut mașini de pompier, dar nu s-au mai putut salva absolut nimic din șarpanta. Eventual pereți nu m-au rămas întregi. Restul totul azi. Mi-am intrat în voce, am venit cu gălețe, dar nu mi-am mai putut apropia. Era focul pe mare. Era luat focul sus și am dat, numai cu gălețe și am putut. E mult nu am putut face. M-a trezit nevasta și arde. Acoperișul tot, foc mare, m-a trezit, am mers în grădină, am luat apă, am țipat pe foc, dar nu s-a putut face mare lucru. Și au venit și alți oameni? Au venit, da, au venit. Ne-a ajutat, dar atât, până au venit pompierii, au fost gata. Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului, pompierii o vor stabili în zilele următoare. În jurul orei 4 am fost anunțat de izbucnirea unui incendiu la o casă de locuit în localitatea Monariu. M-am deplasat la locul intervenției cu două autoturisme speciale, unde am găsit acoperișul casei în flăcări și grajdul ars în totalitate. Deocamdată sursa de atingere nu pot să mă pronunț până ce nu într-o nouă locuință. Francezii din Besançon ne-au arătat că acolo unde este voință se pot realiza multe lucruri și că vârsta înaintată nu este o piedică în fața actelor de caritate. Ce au făcut ei? Nimic mai mult decât au venit pe bicicletă din Besançon până la Bistrița, mai exact 2000 de kilometri. De ce ar face asta? Pentru a-i ajuta pe copiii de la școala specială Lacrima. Bărbatul de 60 de ani a plecat în data de 8 iunie de la ora 10 din fața primăriei orașului Besançon și a ajuns în data de 28 iunie în fața primăriei Bistrița. Acțiunea a fost una de caritate, francezii venind la noi cu un cec de 5.000 de euro pentru copii de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Bistrița. Este vorba de domnul Daniel Mure, care i-a înștiințat în legătură cu un proiect foarte interesant, cu atât mai mult cu cât acest proiect, care venea în ajutorul școlii Lacrima, era însoțit și de o încercare sportivă, și anume de a face tot drumul de la Besançon până la Bistrița
pe bicicletă. A plecat din Besançon în 8 iunie, dar din păcate pe tot timpul drumului a plouat. Adesea la Budapesta șoseaua destinată bicicliștilor era oprită sau era în sfârșit acoperită de apă. Au sosit astăzi și o parte din membrii Asociației Transilvanii care au încurajat și au susținut acest proiect tocmai pentru a-l întâmpina pe domnul Daniel Mure la Bistrița. Înainte de a intra în Bistrița, la benzinăria Gomar Lux s-au întâlnit cu un grup de bicicliști bistrițeni, fiind escortați până în fața clădirii primăriei din Bistrița, unde a fost întâmpinat de viceprimarul George Avram. Unde ești, Mihai? Ce-a reprezentat Daniel? O mică atenție. În fața primăriei din Bistrița. Bravo! Bravo! Mulțumesc, Tese. Cristina. Corina. M-a bucur de... Și noi ne bucurăm că l-avem oaspete la noi în municipiu. Și îi urăm să facă să parcurgă încă mulți kilometri de bicicletă pentru că este sănătos. Cei care doresc să-și doteze locuința cu un sistem de energie alternativă au acum ocazia. Pentru centralele pe peleți, statul va aloca suma de 6.000 de lei. Pentru o instalație de panouri solare, tot 6.000 de lei. Iar pentru pompele de căldură, 8.000 de lei. Directorul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, Ioachim Mureșan, spune că programul Casa Verde va începe joi, în județul Bistrița-Năsăud fiind alocate 1,6 milioane de lei pentru circa 200 de beneficiari. Acest ordin a apărut în monitor oficial 409 de vineri, 18 iunie 2010. Acest ghid se adresează tuturor cetățenilor care domiciliază în locuințe individuale, deci persoanelor fizice. Sesiunea începe la 1 iulie 2010. Se adresează numărului populației județului Bistrița. După calcule, la 311.000 locuitori, ne revine cam o sumă de 16 miliarde de lei. După calculul nostru, această sumă se traduce în circa 200 de dosare depuse și acceptate pentru finanțarea acestui proiect. Pentru a beneficia de acest program, cel care își depune dosarul trebuie să corespundă anumitor cerințe. Este eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții. Este persoană fizică, are domiciliul pe teritoriul României, este proprietar sau coproprietar al imobilului în care se implementează proiectul. Imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești. Nu are obligații restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislației naționale în vigoare. În activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispozițiile legale privind protecția mediului și nu sponsorizează activități cu efectiv negativ asupra mediului. Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele proprietăți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte refugiară colectivă. Dosarul de finanțare trebuie să cuprindă mai multe documente. Cerere de finanțare nerambursabilă, conform anexei numărul 2, completată prin tehnoredactare computerizată și semnată de solicitant în original. Declarație pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei numărul 3, completată și semnată de către solicitant în original. Copie de pe actul de identitate al solicitantului. Extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate, coproprietate a solicitantului asupra imobilului, care se va realiza și care va realiza proiectul. Certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local în original, adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială în original, și un plic care se va completa numele și adresa completă a solicitantului, titlul programului, care va rămâne la noi cu documentația. În acest program sunt finanțate următoarele proiecte.